Guvernul a prelungit cu două luni valabilitatea cardurilor de energie pentru persoanele vulnerabile. Acestea vor rămâne valabile până la finalul lunii mai. Premierul Marcel Ciolacu subliniază că măsura era necesară pentru că aproximativ 2,8 milioane de locuinți au beneficiat de aceste ajutoare anul trecut. Fiecare familie vulnerabilă a primit 1.400 de lei. Cardurile pot fi folosite pentru consumul de energie la adresa de domiciliu a beneficiarului. Foarte important, cu acești bani pot fi plătiți nu doar facturile curente, cât și cele restante sau care urmează să fie emise până la finele lunii mai.